Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LKT pentru o mega reducere. Salutare, mamă, și acesta sunt Andy și bine am găsit la un episod din seria noastră de Minecraft Ultra Hardcore, episodul cu numărul 13, dacă nu mă înșel, pentru că mereu încurc videoclipurile. Astăzi vreau să vă arăt ce am făcut, pentru că am făcut un livestream, un minunat livestream, ieri sau alaltri, mă rog, în fine, în care am făcut o grămadă de chestiuțe. Nu o să vedeți ce am făcut, pentru că ele, gen așa, nu sunt niște chestii mari, dar necesitau foarte mult timp. De exemplu, am reușit să-l transformăm pe Frank. Domnul Frank, îl știți, zombiul meu de acolo, de lângă casă, de aici, din zona asta. Era, știți, băgat acolo sub pământ. Am reușit să-l facem să fie villager înapoi, frumos și drăguț. Iau tălea. I-am făcut și un lecture, sau cum se numește ăla, și așteptăm să ne dea un enchant șmecher. Și anume, aș vrea un mending. Problema e că am făcut pe livestream, l-am schimbat pe livestream, de mi-a venit rău, până mi-a dat silt touch. Pentru că m-am gândit că iau un silt touch de la el și după aia dau mending. Problema e că dacă iau silt touch-ul de la el, el rămâne blocat pe silt touch. Adică, gen, dacă îi sparg ăla și îl pun iar, nu se mai schimbă. Și eu aș vrea mending, că silt touch mai faci rost, dar mending îmi trebuie pentru armura mea șmecheră. Și așa că lecturatul astăzi o să se chine destul de mult să îl facă pe băiatul ăsta al nostru altceva. Bă. După cum am zis și data trecută, cea mai tare veste din lumea gamingului este aici. Boosteroid a lansat o aplicație prin care oricine poate deveni partener Boosteroid și fiecare dintre voi poate câștiga 7,49€ pentru fiecare abonat adus. O să vă spun în ce trebuie să faceți pentru asta. Intrați pe linkul din descriere, Boosteroid Partners, îți creezi contul, îți faci un tracking link și cam asta e tot ce trebuie să faci. Folosești acel tracking link pentru cei care o să se înscrie prin tracking link-ul tău și tu o să primești 7,49€ în contul tău, iar bănuții vor fi retrași pe PayPal, din ce am înțeles, odată ce suma atinge 50€. Atunci când aveți 50€ în contul de partners, puteți să-i retrageți pe PayPal. Intră în lumea gamingului arătul de Boosteroid și urmărește pe băieți pe platformele lor de social media pentru a afla mai multe detalii. În descriere aveți două linkuri, unul pentru Boosteroid Partners, unul în caz că nu ai deja cont pe Boosteroid și vrei să îți faci unul. Eu cred că am luat deja de la asta un silt touch. Că nu se mai modifică. Haide că apuci de zilele mele. Stați un pic să verific. Dacă am luat silt touch, înseamnă că nu se mai modifică, nu știu unde am pus-o. Da, am luat un silt touch de la el. Ok, nu mai putem să facem mending cu el. Chiar nu mai putem să facem mending cu el. Din păcate. Ok, haideți să... Nici nu știu ce să facem, sincer. Avem foarte multe bucăți de piele. Știu că la sat am dus foarte multe lucruri pe care le avem aici. Avem și un pickaxe nou făcut care are Fortune 3 și eficiență 4. Problema e că și ăsta are Fortune 3 și eficiență 4 și am zis că o să le combin pe astea două, să le și fac full, că și așa... N-are ce să mai pice pe el, să facă eficiență 5. Pentru că altceva, sincer, nici nu știu ce ar mai putea să mai pice pe el. Sau să pun siltaș pe ăsta. Din astea două una. Și nu știu sincer ce să fac. Ori să pun siltaș pe ăsta, ori să-l combin cu ăsta. Dar de fapt pe ăsta nu pot să pun siltaș, că am fortune pe el. Nu? Nu pot să pun și fortune și siltaș, da. Deci singura modalitate ar fi să fac... Aoleu, de ce costă atât de mult? Da, să-l fac pe ăsta așa, cu eficiență 5. Și asta o să și fac. Pentru că avem eficiență 5 acum și avem și viață plină. Am mai găsit niște diamante, tot pe livestream, dacă nu mă înșel. Am fost în village, am făcut o grămadă de lucruri interesante la village. Problema e că nu știu dacă din village până la mine aici reușim să facem un portal prin Nether. Nu știu dacă o să funcționeze, sincer ar trebui să încercăm. Ideea e că prin Nether ne trebuie niște un sistem de portale pentru a ajunge mai repejor la sat, pentru că satul ăla este relativ departe. Mi-am luat doi căluți pe Arafat. Ăsta este Arafat, că e mai rapid, știi, mai rapid când dă restricțiile alea nebune, pam pam pam, nici nu se gândește, se aruncă la restricții imediat. Ăsta e Arafat și ăsta e Iohannis, că e un pic o leacă mai lent. El e mai așa. Ăsta fuge încet, ăsta fuge repede. Arafat și Iohannis. Avem nevoie de name tag-uri pe care nu le avem momentan. Să le punem numele frumoase. Și cu Arafat mai duc eu la village când mă duc. Ok, altceva nu știu ce să vă mai arăt. Nu știu dacă am mai făcut ceva interesant. Am vrut să-mi fac un ender chest. Și pentru ender chest îmi trebuie un turnăcoc cu siltaj. Dar na, nu am. Uite că am un turnăcoc cu siltaj. Dar nu știu dacă ăsta de gold sparge. Nu știu dacă ăsta de gold sparge ender chest-ul, nu sunt sigur. Bă, dar mai lăsați-mă în pace, mai tăceți din gură odată. Doamne. Avem acolo niște emeralde de făcut de la villager. Mamă, începură ăștia, sunetele iadului s-aude aici, aici nebun la cap. Bă, lăsați-mă un pic în pace. Nu m-am XP deloc.
Trebuie să fac nivelul înapoi din tot ce-mi permit până la urmă, treaba aia. Am făcut și aici o fermă, nu știu că am făcut-o tot pe live, cred că tot pe live am făcut-o, nu mai țin minte, sigur. Am făcut o fermă afărică, că am zis, bă, pui mei, mai bine ferma afară decât tot acolo în casă. Aici ar trebui să mai fac încă o fermă, gen, și să o mut și pe aia din casă, pentru că acolo aveam alte planuri, dar nu s-a putut concretiza nimic. Apăsați butonul ăla de like, băieții mei, dacă vă place seria de hardcore, pentru că este o serie genială și, după cum puteți vedea, am rezistat 53 de zile și încă suntem în viață. Cred că o să reușim să câștigăm jocul dacă o ținem tot așa și chiar o să reușim să-l câștigăm bine, adică n-o să avem probleme. Ok, aici ăștia încă cresc, nu mă interesează, asta trebuie să o mut de aici, asta trebuie să o sparg, casa trebuie să o fac. Ideea e că o să mai facem un minunat live stream. Ce zi este astăzi când vedeți voi clipul? Este sâmbătă, mâine, duminică, la ora 1. La ora 1 o să începem un minunat live stream, pe la 1 și un sfert, așa. Tot cu ultra hardcore. Așa că dacă vreți să vedeți, vă aștept duminică la ora 1 și un sfert. Acolo o să vedem ce facem. Ok, ăștia îmi dau lembeniță și cu lembenița pot să-i dau alea să mai îmi dea emeralde. Ideea e că trebuie să mai fac un lecture acolo în sat. Trebuie să le dau... să mulțesc și villagerii, de ce nu mai am loc din nou. Mamă, șoarele în ei să-mi bag, așa. Trebuie să fac un lecture în sat sau să iau unul acasă și să-l fac iarăși lecture. Am putea să fac și treaba asta, dar trebuie să le iau acasă cu o barcă și e un pic mai complicat, dar cred că ne descurcăm. Sparg lobenițele cu târnăcopul pentru că îmi dă mai multe, din cauza că ăsta are fortune și îmi dă mai multe lobenițe dintr-o lobeniță. Bine, se sparge și mai greu, dar îmi dă mai multe, cel puțin în teorie așa ar trebui să facă. În practică nu cred că dă mereu mai multe, 38, așa. Și pe astea, așa, 12 lembenițe. Nu știam că dacă pui lembenițele așa se fac blocuri. Hai să le băgăm pe ăștia aici, că de ăștia nu mai au nevoie, momentan pe ăștia nu. Bă, știți care e problema? Că noi nu mai avem lemne. Am rămas fără lemne de tot. Trebuie să mergem să mai luăm niște lemne. Și avem foarte multe lucruri care habar n-am ce să facem cu ele. De exemplu, avem multe emeralde, care nu facem nimic momentan. Avem un coșa, avem o armură, deci putem să punem și pe celălalt cal. Băgăm și ăsta aici, nu știu ce facem cu el, băgăm acșoarele. Gunpowder-ul avem nevoie pentru poțiune, așa că îl punem aici. Trebuie pentru poțiuni oasele, să le băgăm frumos aici. Cred că aici era... Nu mai avem de asta de oase? Mamă, trebuie să fac neapărat un pic de ordine, băieți, dar cel mai probabil pe live, pentru că aici e nebunie. Deci e nebunie de aia mare. Așa, cu ridichile ăștia nu știu ce fac, cu ăștia nu știu ce fac, dar bagă-le aici pe toate să fie aici. Mere de aur mi-ar mai trebui și mie. Cu pielea asta nu știu ce fac, sincer să fiu cu voi, am o grămadă de piele de vacă. Ender pearl-ul ăsta am zis că o să fac un chest, da, pentru asta îmi trebuie siltaci, pentru asta îmi trebuie un târnăcop, pentru că pe târnăcopul ăla vreau să pun siltaci, dar mi-a dat fix fortune ca să nu pot să pun siltaci, știi? Asta a fost ideea cu el, băga mai fișoarele. Ok, avem și niște de ăștia. Scutul ăsta care n-a trebuit să-l punem, că așa e frumos. Și cam atât ușa, dar de ce am un singur târnăcop, am și uitat. Da, bă, și ideea e că ar trebui să facem prin Nether, să facem încă un portal în partea dinspre sat, să vedem dacă reușim să facem un portal la Nether. Ar fi ok să facem un portal prin Nether, sper să, nici nu mai știu câte blocuri trebuia să fie distanță ca să funcționeze portalul în Nether. Nu mai știu, dar oricum cred că sunt suficiente până la sat. Așa că... Hai ne culcăm un pic, nu putem să ne culcăm aici afară. Mergem, luăm niște obsidian, luăm un flint and steel și încercăm să facem un portal prin Nether. Mergem cu Arafat rapid până la sat și încercăm să facem un portal prin Nether. Am auzit iarăși niște skeleton schia. Aici pe undeva am găsit diamantele data trecută, nu mai știu unde e piscina aia de lava. Vreau să merg la sat, dar până la sat voiam să văd dacă mai pot să mai iau de aici ceva cartofi, dacă tot mă duc în direcția aia. Poate mai fac negoț cu prietenii mei. Bine, că văd că ăștia nu prea au crescut. I-am făcut mai pe la finalul live-ului și nu prea au crescut. Și văd că au rămas și morcovi pe aici, frate. Ăștia am zis că o să-i schimb gen. O să pun doar cartofi aici. Uite așa. Nu mai las morcovi deloc. Bine, că sunt puțini, mă, sunt puțini. Bine, nici n-au crescut. Ce am luat 5 blocuri, ești nebun la cap. Uite porcul. Ce vrei, porcelușule? Încă de asta. Da, n-au crescut că le-am făcut fermele fix înainte să închidem live-ul și nu. Bă, am zis că iau poțiuni la mine. Bă, știi ceva? Pigismundus. Tu. Așa. Nu de alta, dar îmi calci aici, ferma și nu. Nu-mi plac lucrurile astea. Astea sunt niște poțiuni rapid. Ăștia n-am ce face, vă le arunc aici.
S-au terminat ăștia. Ar trebui să mai mulțesc ăștia. Pentru că de ăștia avem nevoie, trebuie să ne luăm pieptul de pui. Cu pieptul de pui îl dăm la Butcher și ne mai dă niște emeralde, plus niște experiență, plus mai multe chestiuțe de care încă avem nevoie. Plus că mai facem un level pentru că am făcut turnăcoapele la 2 și am consumat o grămadă de level. Uite, am făcut level 15 din ele. Ok, și acum... Ok. Mă enervează că da, așa în ele mor greu rău de tot. Și mai omor și puiuți printre ele. Bă, lasă-mă că am omorât un puiuț. Bă, ai ieșit afară, cum ai ieșit mă afară? Mă, ce mă enervează ăștia. Ok, băieți, am făcut level 20 înapoi. Am luat o grămadă de trahaturi de care nu avem nevoie la noi, pe care vreau să scap de ele. Am făcut level 20 și am zis să tai un pic, pentru că nu cred că vă dorea să vedeți cum mă mulțesc eu vacile și orătănile. Nici de ăștia nu am nevoie. Am nevoie de, uite, de, avem nevoie de în felul următor. Am nevoie de niște poțiuni de viață pentru că o să mergem în Nether neapărat. Am nevoie de un flint and steel. Pentru asta am nevoie de iron. Flint and steel, luăm la noi. În afară de flint and steel avem nevoie de niște poțiuni. Vreau să luăm două poțiuni de splash și una din asta normală. Și acum mergem, îl luăm pe maestrul nostru Arafat. Sigur că da, îl luăm pe Arafat. Ok, hai Arafatule. Și mergem la... mergem la village. Stați un pic, băieți, că pe aici nu pot să ies cu Arafat după mine. Hai Arafat, hai! Bă, da, el n-are loc? Cum bă? Că parcă aveai loc. Hai. Așa. Hai să nu iau rahaturile de iteme. Mă enervează că Arafat nu poate să meargă decât așa prin apă, el nu merge. Mulțumesc. Hai da. Nioho, și în direcția asta este satul. Eu zic că este suficient de departe încât să pot face un portal, părerea mea. Acum, rămâne de văzut, dar eu zic că e suficient de departe încât să pot face un portal. Na, să vedem. Cred că aici o să-l fac. Stați un pic să fac aici o unitate de măsură. De așa. Hai să luăm pe Arafat. Să-l ducem pe aici pe undeva. Mi se pare că i-am făcut eu un stâlp sau ceva lui. Unde să-l polega. Hai, dar Arafat, vină cu acea. Am treabă cu tine. Unde i-am făcut, mă? I-am făcut, uite, aici. Bă, l-am pierdut. Hai, mă. Chiar așa îți place să-ți bagi joc de mine. Unde ăsta? Hai că te duc manual. Cu lucru manual. Uite, așa. Pune-te aici, bun. Da. Ce voiam eu să le dau la prietenii mei? Ia să vedem. Ăstuia, voiam să-i dau din astea. Dar de fapt, cred că lucerul ăla voiam să-i dau. Cred că lui ăsta voiam să-i dau. Da, lui ăsta voiam să-i dau. A, frate! Scuze, frate, ce vrei, na? Aia. Ție voiam să-ți dau și ție ceva, parcă. Ăsta e expert deja, mă, bă, ești nebun? La Fletcher voiam să-i mai dau ceva. La Fletcher voiam să-i dau pene. Sigur că da. A, nu mai vrea. Păi, dar normal că nu mai vrea, că nu s-au dus să se reseteze, că n-am stat prin zonă. Da. Bă, da, tu nu vrei cartofi de la om? Opa, păi, că mai trebuie să mai facem un fermier din ăsta, dacă să nu vrea cartofi. Da, asta nu vrea cartofi, deci mai trebuie să facem un fermier. Bucerilor, stați așa. Tu... Așa, poate vrei și tu carne de vacă într-un final, ia să vedem. Hai, bun. Da, mă, în sfârșit. Carne de vacă. Nu de alta, dar de asta am o grămadă, carne de vacă. Chiar am o grămadă. Ia. Plus experiență ce-mi dă. Ce dă? Dried kelp block. Mișto. Kelpul nu e ăla din... Băieții, kelpul nu e chestia aia din mare? Că parcă să zic aia era kelpul, nu? A, deja nu mai vrei. Bine, mă. Scârbosule. Au fugit toți ăștia pe aici. Trebuie să-i mulțesc un pic, că mi se pare că deja au... Ia stați un pic. Da. Am pa la mine. Știi ce? Poți să te culci aici. Cam pa la mine. Așa. Bun. Am găcat fix în fața casei. Să bat niște zombi pe undeva, nu știu pe unde. Ok. Bă, ăsta e patul meu, alo. Trebuie să mai facă sura 4 și uși. Ia să vedem. Îi dau și din ăștia. Ok. La micul meu Durduliu și Dorofan. Ție ce mai pot să-ți dau? Morcov nu mai pot să-ți dau că nu mai ai loc. Cartof tu nu vrei, deci trebuie să mai fac încă un desta odată. La Fletcher ăsta tu mai vrei, mă, pene? Nu mai vrei pene, că nu mai vrei pene. Bețe n-am să-ți dau. La Leather Worker trebuie să mă duc. Care e ăla cu mai multe de alea? Mamă.
Așa. Se pare că vrea piele. Mamă, ești nebun. Bă, da, tu cât de deștea vrei, mă? Așa. Ia. Evoluează și sper că vrei piele. Da, numai piele nu vrea ăsta. Sălbaticul așa mi-a zis, că evoluez și că-ți dă piele. Numai piele n-a vrut să-mi dea prietenul meu, amicul meu. Băga mea și piciorul să-mi bag. Da, hai să vedem bucerul dacă s-a resetat. Bucerule, flecerule, tu te-ai resetat, nu te-ai resetat. Unde-i bucerul, mă? Unde-s bucerii, mă? Că de-aia am nevoie. Gata. Ok. Atât, că mă eram sigur că nu mai vrei. Deja mi-a dat niște emeralde. Unde e Leather Orc-ul ăla care l-am... care am vorbit-o cu el? Salut, prietene! Da. Da. Băga mai picioarele câte de ăștia mi-a mâncat ăsta. Mâncat și câte emeralde. Vrea... Pe bune vrei piele de iepure, știi ceva? Mai dă-te-n... Era să zic eu ce. Și flintă, pe bune, lasă-mă. Nu. Lasă-mă, nu mai... Cine m-a pus mă să fac trader cu handicapatul ăla? Pe bune, cine m-a pus să fac trader cu ăla? Sălbaticul mi-a zis că vrea piele. Audă că ce piele a vrut nebunul. Am și pioarele în pielea lui să-mi bag. Că numai piele n-a vrut. Bucăți de pui. Mamă, 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 iar aruncă-i mă-ncul dronul ăsta așa. Tare de vacă le las aici și le iau data viitoare. Și cam atâta momentan. Ok, ăsta ar trebui să le dau eu altceva. Ar trebui să le dau niște cartofi și să le fac niște paturi. Problema e că paturi n-am cum să le mai fac. Din păcate. Și dacă n-au paturi nu știu dacă se înmulțesc. Stați așa, să le aruncăm din ăștia. Că cu de ăștia se mulțesc fraierii. Ia să vedem, că vor mâncare, uite. Lua și mulțiți vă, amicii mei. Așa, trebuie să-i dăm și la fraierul ăsta de aici. Ia le știu pe ăștia. Așa. Ar trebui să se mulțească, dar nu mai au patru. O să le mai pun eu un pat aici. Și trebuie să le fac și niște uși, dar patru. Nu văd oițe pe nicăieri. Uite oița acolo, dar n-am doi iron la mine, băga-mea și picioarele să-mi bag. Cum n-am iron la mine, mă? A, dar am looting, poate îmi dă mai multă lână. Stai să vedem, să mai am. Băi, amicii mei, dacă vă iau și o bucățică de lemn din casă, vă supărați? Uite, de exemplu, pe asta de aici. Hai că nu vă supărați voi pe mine, că eu sunt prieten cu voi, sigur că da, mulțumesc. N-am crafting table. Și dacă n-am crafting table, nu pot să fac ce mi-am propus să fac. Bă, voi n-aveți un crafting table, mă, pe aici, pe voi, voi la ce lucrați, mă, băieți, mă? M-am nevoie de lemn. Vă mai iau un lemn din căsuță, să vă mai fac un pat aici, nu de altceva. Vi-l aduc eu înapoi, promit. Da. Facem unul ăsta. Îl punem, uite, fix aici. Și facem încă un pat. Și uite, vi-l pun aici. Na. Acum aveți două pate. Trebuie să vă mulțiți. Problema e că mi se pare că le trebuie și uși. Și uși nu m-am din ala să fac. Acum și ceva, mă duc să fac portalul. Dacă tot m-am apucat să fac portalul. O să-l fac. Să-l fac, după aia să mă duc până acasă. Mamă, dar n-am luat coordonatele de la portalul meu. S-ar putea să le am pe undeva. Stați puțin, să vedem întâi dacă funcționează portalul totuși. Uite așa. Facem aici, da? Ia să vedem. 1, 2. Uite-l facem fix aici. Portalul. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și mai trebuie 1, 2 sus. Stai să ne urcăm acolo și le facem. Uite așa, bum bum, bagremum bam pam, schibiduș pam pam, gata, am făcut portalul. Acum decât îl aprindem, am emoții băieții, am emoții. Bă, suntem în același biom. Da, uite, uite, uite cealaltă, asta. E bine. Nici nu mai am nevoie măcar de coordonate. O să mă duc direct. Acum, da, mă rog. A, uite mă că avem nevoie de magma cream. Dar vină-mi cu acea. Stați un pic. Facem așa. Uite că mi-a dat magma cream. Bun. Dar din ăștia mici nu-ți dă, mă? Ăla a căzut jos. Nu poate să-ți dea din ăștia mici, gen? Văd un ghes pe undeva. Stai mă! Dar nu cred că poate să-ți dea din ăștia mici băieții. Am decât 3 magma cream.
Nu e rău nici cu 3 magma cream, știi? Că până la urmă facem 3, facem 9 poțiuni de fire resistance. Dar aparent nu poate din ăștia mici să-ți dea magma cream, îți dă decât din ălea mari magma cream. Ceea ce nu e neapărat rău, dar e stresant un pic, știi? Hai să luăm și niște bazalt din ăsta sau ce pui mei o fi. O să-mi trebuiască să facem podul. Uu! Bă, lasă-mă, bă, alo. Ia dispar, mă. Să mai luăm niște bazalt din ăsta. Asta e un fel de lemn? Cred că ceva de genul ar trebui să fie. Oh, shit, ce m-am speriat de ăștia. Am zis că curge lava pe mine. Bă, nu ne ajung ăștia, dar... Hai că vedem. Trebuie să ne luăm cu... Să ne ducem cu nether rec, dar... Na. Na, lăsați-mă voi în pace, mă. Că mă și enervați. Știți ceva? Ia lasă-mă în pace. Dispar. Du-te unde vrea tu să te duci. Dar numai la mine nu. Așa. Ok, bun. Ok, beleaua e că eu aici aș vrea să fac ceva mai așa, mai sigur. De aceea vreau să fac așa. Și, sincer, și în partea asta. Măcar atât. Uite așa. Ca să nu... Să nu mai putem să vină ce altceva pe noi, știi? Uite așa. Aici să fie un fel de mic refugiu, gen. Știi? Mă rog, asta o să mă enervează deja pe aici. Nu suport chestiuța asta. Așa, bun. Spargem și bazaltul ăsta de aici. Oh, aici deasupra trebuie să mai punem bazalt. Uite așa, bun. Și acum suntem într-un fel în siguranță aici. Cât de cât așa. Mă rog, cât de cât. Nu contează. Suntem în siguranță. Rămâne așa. Uite așa. Uite așa, bun. Deci când intrăm aici, intrăm aici și după aia mergem cu villagerii. Fix, uite așa. Gen, știi? Ca așa o să facem. Uite așa. Până pe aici, pe undeva. Băgam așa linia de lavă, că nu o suport. Mai ales lava asta de aici. E urâtă. E nașpa. Mai luăm din asta. Facem cât de cât frumos. E nașpa... Ei! E nașpa rău biomul ăsta. Că e multă lavă și aiurea pus așa, știi? Auzi cum se ia, uite cum fierbe, uite cum fierbe. Băga mai puțină de lavă. Așa, uite, îl punem aici. Și gen o să venim pe aici, știi? Cu villagerii, gen. Trebuie mai spargem pe aici un pic. Și pe aici. Și ne ducem, fac, acum o să fac un drum mai sigur până în partea cealaltă, băieți. Asta am și vrut să fac. Uite, până acolo. Vreau că de aici o să trebuiască mai coborât măcar unde sta. Și mai trebuie, cred că, coborât încă unul măcar. Și încă unul. Ceva de genul ăsta. Și cred că încă unul. Și dacă cad jos, m-am făcut praf. Că nu văd nimic aici. Uite așa. Ceva de genul ăsta ar trebui. Stați un pic să fiu sigur că pe aici nu e lavă din aia de curge nenorocită. Uite așa. Uite așa. Uite așa. Nu văd nimica. Și încă unul. Cam așa. Ar trebui să fie coborât. Și acum... Ar cam trebui să merg drept până acolo, nu? Hai să vedem. Doamne ajută. Dacă au ghes, o iau la fugă, să știți. Că mi-e frică. A ha 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 ha. Tarala la 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 la. Mi-e frică de nebunesc. Mi se încleștară mâinile pe tastatură. La 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 la. Oh, mai e până acolo. Am auzit din ăla slime. A, uite-le jos. Uf, ce m-a speriat. Salut, slime-ule. Ok, băieții. Bă, la fix am ajuns, ești nebun. Ok, da, s-a spamat un slime de la mare acolo. Bun, deci am ajuns la vechiul meu portal. Bă, asta e bine și nu e bine. Ideea e că acum am nevoie de foarte mult din ăsta. Știu de ce am nevoie. Pentru că trebuie să-l fac mai lat. Am nevoie din ăsta. Așa. Așa, am crezut că am găsit netherite, dar cam greu să-l găsești. Că mi se pare că nu se spawnează așa peste tot. Și ăsta? Nu e ăsta, cred că sigur.
A, Blackstone. N-am ce face cu Blackstone-ul. Ok. Îmi trebuie mult, mult, mult nether din ăsta. Cum se numește, băieți, că nici nu mai știu. Mult, că trebuie să fac un pod mare și frumos. Aha. Bă, astupă de on, mama. Bă, da, da, asta e nesimțită. Ideea e că am nevoie să-l fac mai lat. Asta e o prioritate, să zic așa. Pentru că am nevoie să-l fac mai lat ca să pot merge cu altceva pe el. Cu un cal, cu ceva. Am reușit să fac podul. Ceea ce nu e rău. Chiar nu e rău deloc. Iar un slime. Oh, și e măricel. Ar trebui să-l bat. Să mai iau magma cream. Oh, te-ai dus bine. Bun. Mi-e cam frică și de ăștia mici, că nu știu, de ce sunt în stare, sincer. Mă, ce urât s-aude. Ce aveți, mă? 8 magma cream, bă! Nu pot să zic că e foarte bine, dar sincer nu e nici rău. Adică 8 magma cream fac destul de poțiuni de fire resistance din ea. Chiar sunt bune magma cream-urile ăștia. Ok. Bă, și am reușit să facem și portalul, cât de cât să zic așa. Bazaltul ăsta urât e. Se mai aud niște tește, nu știu pe unde. Se mai aud. Aud unul mare acolo, dar nu mă mai interesează de el, sincer. Ok, am reușit să facem și un pod cât de cât ok-uț. Bă, eu zic că suntem bine momentan. Eu zic că suntem bine. Chiar suntem bine. Hai înapoi aici, la villager. Bă! E noapte. Nu că mă prind ăsta. Bă! Dorm repede. Hai, dorm repede, lecturicule. Bun. Sper că n-a fost mușcat vreunul dintre voi de orătănii. Da? Sunteți bine? Nu mai așteptam să mă duc în nether și să mă întorc să fie, mă rog, așa cum e. Înțelegeți voi. Mamă, și pe tine te-am făcut, mă, din ăla, băga mai ușor. Tu? Mai vrei din ăștia, e bine. A, vă mulțiți, e bine, 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 faceți copii că avem nevoie de ei. Avem nevoie de ei. Cum fac să iau acasă? Au făcut un copil ceva? Trebuie să iau acasă pe unul dintre ei, dar nu știu că au făcut copil. Am văzut că au scos inimioare, dar nu văd copilul, sincer. Cred că au nevoie de uși și uși n-am să le dau. Tu ești liber profesionist. Ia. Gata. Da, dar cu barca nu poți să te urci. Ma, cu barca nu poți să te urci pe... Nu poți să te urci pe ăla cu barca, băga-mi aici piciorul să-mi bag. Da. Nu poți să te urci cu barca. Scuze. Scuze. L-am lovit. N-am vrut. Nu poți să te urci cu barca. Deci dacă nu poți să te urci cu barca, nu știu cum îl pot lua eu pe animalul ăsta cu mine. Dacă nu pot să mă urc cu barca. Nasol. Că eu credeam că e mai simplu de atât, dar aparent nu e. Dar trebuie să fac eu o soluție. Să-l duc pe amicul meu acolo. Am plecat, băieții! Băieții... Pe bune, mă! Hai, mă, nu, că tu glumești cu mine aici. Pe bune? Deci nu te cred. Deci nu te cred că... Deci nu te cred că nu poate să urce peste chestia asta. Eu refuz să te cred, sincer. Refuz să te cred că nu poate să se urce peste chestia asta. Dă-o încolo de treabă, bă! Pe bune? Nu colom pe lângă, nu-i problemă. Stai așa. Stai așa, Barcopolo. Băi! Mă, ce are ăsta, mă, mâncați așa? Stați, mă, nu, că tu, eu pe tine te iau acasă. Dar stați un pic să-i distrug cu dronul ăsta, să văd dacă tot mă chinui să-l duc acasă, dacă îi schimbă profesia. Da, este villager normal. Ok. Haidea, băieții! Opa. Stați, aute-ne, aute-le-a! Ce nebunie de femeie! Bună ca o piesă hit, mi-a spus pe ripit. Oh, uite, haide prietenul meu, rapatam pam pam, rapatam pam pam, ăsta o să fie Gigel. Haide, Gigele,
mergem la Nether Portal, că avem o treabă importantă în Nether, după care ne întoarcem acasă. Uite, bă, că funcționează așa. Autelea, autelea. Mai greu un pic, dar mamă, și acum să fi căzut aici la final. Nu spune că nu putem să intrăm. Eu stai un pic. Hai, bă. Nu spune că nu putem să intrăm în Nether cu barca. Aoleu, nu spune că tu nu poți să intri în Nether cu barca. De ce nu poți să intri în Nether? De ce nu poți să intri în Nether tu? Ah. 10 milioane de ani mai târziu, băieții. Am aflat că ăsta nu poate să intre în Nether cu barca. Băieți, am reușit să-l bag în Nether. Am reușit să-l bag în Nether. Am reușit să-l bag în Nether. Am reușit să-l bag în Nether, băieții mei. Stați puțin să fiu sigur că e în siguranță. Că de reușit am reușit să-l bag în Nether. Nu știu cum am făcut, gen am spart barca în care era și s-a dus cu tot cu barcă. Nu știu cum am făcut, dar așa am făcut. Și acum vreau să încerc să îl duc în siguranță unde trebuie să-l duc. Hai, băieții mei, hai. Hai da. Hai da. Auzați-vă, băieții. Hai da, micul meu, dorofan și durduliu. Mergem, ne primăm cu barca prin Nether. Bine, voi nu vedeți prea bine că e întuneric, dar suntem aici, aute-ne. Aute-ne și ne plimbăm, aute-ne-a. Aute-ne-a. Ha, te-a dus și pe aici, fraiere. Neam de neamul tău n-a venit în Nether vreodată. Ta să vedeți, băieții, cum am făcut, că vă arăt acum și cum am făcut. Stați așa să spargem ăștia pe aici, că n-avem loc să trecem. Așa. Ok. Deci, l-am pus, uite, așa. Sper să nu rămână blocat în Nether. Uite, ați văzut? Nu știu dacă e buguit sau nu. Da, așa am reușit să-l fac să-l aduc acasă. Bu. Ho. Așa, haide tata. Haide! Gata, băieții mei, am reușit să fac în așa fel încât îl aduc acasică pe urâtul ăsta. Sper că pot să-l iau și acasă bine de tot, gen. Uite, hai. Bine, mă, tată. Aha, dar de aici... De aici o să fie cam nașpa, băieți. De aici trebuie să-i pun un fel de din aia să se facă ceva, știi? Uite, o să-i pun cu dronul ăsta mai aici, să apuc să-l bag în curte. Ok, și o să intre singur în curte. Cel puțin așa ar trebui. Da, ok. Mamă, ce-i păcălești pe fraierii ăștia. A, să duce să se culce în pat. Mai bine. Bagă-te direct în casă, tati. Așa. Bravo, frate. Bravo. Direct în casă te-ai dus. Perfect. Ba, 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 nu, 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 nu. Auzi, mă, știi ce? Ba, 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 unde pleacă ăsta, mă? Bă, băieții mei. Unde vrea să se ducă ăsta? Da, nu știu cum a ajuns tocmai aici. Și de ce stă acolo? Băi, saxâie, mamă, n-am apucat să-l blochez în casă, uite-te la el. Cred că vrea să se ducă înapoi spre casă, gen, sau ceva. Dacă i-am spart ăsta, dar dacă i-am pus ăsta aici, n-ar fi trebuit să rămână aici fraierul. Ia să mai pun o dată, poate reușesc să-l și blochez în casă. De ce nu se spară, de ce nu dispăru, mă? Bă, alo? De ce n-ai dispărut? Stați așa, băieți, nu știu ce face handicapatul ăsta. Are un pat aici, dar oare n-o fi patul lui, gen? Bă, uite că se ce să pun în pat. Ok, hai să-l baricadăm și peste aici, băieții mei. Așa, să nu mai facă el vreo manevră de aia nebună de-a lui. O să-i pun și ăstuia. O să-i pun stand-ul ăsta aici, să vină până la el, să-l și astup și peste aici. Și să-i pun pe prietenii mei, amicii mei, să facă copii. Uite așa, o să-l blochez peste aici și după aceea să-l pun să facă copii. Auzi, știi ceva? Ia, lasă-mi să dorm eu. Și tu te duci sus.
Hai, du-te sus să te transformi. Perfect, 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 perfect. Hai, hai, hai. Gata. Bun. Și acum rămâi acolo, da? Nu mă interesează ce faceți voi doi, cum faceți, dar mie îmi faceți copii, da? No, 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 no. Acolo stați, prietenii mei. Voi nu plecați nicăieri. Odată prinși de lecturicu, la lecturicu ați rămas, ați înțeles? Așa. Voi doi acolo stați. Atât. Pe ăștia trebuie să-i blochez undeva, frate, că ăștia sunt handicapați. Bine, ăluia o să iau brewing stand-ul și o să fac tot lecture, cel mai probabil. Nu mai știu cum se făcea lecture-ul. Băieții mei, 10 milioane de ani mai târziu am reușit într-un final. După ce am spart și am pus și am spart și am pus ăsta la 10.000 de ori. Bine, cred că sincer am făcut-o de mai multe ori pe live. Să obțin mending! Finally, mending. Îmi trebuie 40 de emeralde. 40? Da, de ce 40? Că ăsta încerc mai puține. 40 de emeralde și o carte pentru mating. Cred că din cauza că l-am bătut, din greșeală. Ok. Mă duc să fac rost de cerințele prietenului meu și să luăm cartea aia cu mending pentru că vreau să-l blochez. Așa, să nu cumva să dispară sau să spargă aia din greșeală sau... Mamă, nu îmi spune că n-am emeralde, frate, suficiente. Nu te cred, trebuie să mai am pe undeva niște emeralde, n-are cum. Nu sunt toate ăștia emeraldele mele, n-are cum, n-are cum. N-are cum, n-are cum, n-are cum, n-are cum, n-are cum, n-are cum, nebunesc, n-are cum, n-are cum, n-are cum, n-are cum. Bă, dă Doamne să mai fie câteva aici. Pai, nu sunt. Poate vrea așa. Poate vrea așa. Hai să vedem dacă vrea așa. Au, au, am uitat că nu-s pe breazlă, au. Nu știu ce am dat atâta falling damage, dar mă rog. Ia stați. Nu. Nu vrea, 40 de emeralde vrea. Trebuie să mă duc să iau emeraldele. Stați așa să dorm, să mă duc în sat să-mi iau emeraldele și să mă întorc înapoi. 25 de pagini pe un emerald, nu? Ok, hai că mă duc să fac rost de niște pagini, cred că mai bine. Că am pe aici pe undeva trebuie să fie, sper. Am aici niște sugar cane-uri. Și dacă n-am pagini pe undeva, poate mai fac rost. Aha. 17 sugar cane-uri, trebuie multe pagini, băga mea și... n-am mai lăsat deștea pe lângă casă care să crească? Ba da, uite. Mă și miram să le fi luat pe toate ca un deștept ce sunt. Uite așa. Așa și mai trebuie să mai și punem. Pentru că de... Am zis că nu m-am nevoie de ăștia, dar uite cum am nevoie de ele. Uite așa. Uite așa. Uite așa, bun. Cât am luat? Hai mă, de toate, că avem nevoie de pagini să-i dăm la prietenul meu, să nu se mai strice. Cred că avem suficiente. Cred că avem suficiente. A, uite, mai am și pe aici câteva. Mă pune și pe aici. O să tot avem nevoie de pagini pentru prietenul meu. Așa. Ha, dacă știam că durează atâta cu enchanturile pentru ăștia 60 de pagini. Bine, tati. Fac acum trade cu el și ar trebui să rămână blocat. Sper. Au. Care ești? Tu ești. Gata, prietene. Acum ar trebui să fi rămas blocat pe mending. Ok. Oricum vreau să iau măcar un mending pentru că vreau să-mi pun pe... Nici nu am pe ce să mai pun, sunteți nebuni. Nici nu știu pe ce să mai pun mending acum că mi-am făcut târnăcopul. Să îmi bat piciorul. Iau mending, să am mending. Na, că de pus nu știu pe ce aș putea să mai pun în momentul ăsta. În fine, băieți, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul ăla de like. Și noi desigur o să ne vedem în episodul de data viitoare. Pa, pa!